Premierul desemnat Florin Cîțu a făcut apel la parlamentar să nu respingă ordonanța de urgență numărul 1 pe 2020 și ordonanța care prorogă dublarea alocațiilor până la 1 august 2020. Întrucât asigură și interimatul la Ministerul Finanțelor, Cîțu susține că România are nevoie de stabilitate financiară în contextul răspândirii COVID-19. Cer responsabilitate parlamentarilor astăzi în Camera Deputaților să nu se respingă ordonanța 1, să nu se respingă ordonanța care prorogă dublarea alocațiilor până la 1 august. În acest moment este nevoie de stabilitate financiară respingerea acestei ordonanțe ar crea probleme din punctul de vedere al bugetului. Ordonanța 1 este cea care stă la baza construirii bugetului în România. Astăzi nu avem nevoie de un asemenea șoc pentru buget și de aceea cer responsabilitate parlamentarilor la vot. A spus premierul desemnat Florin Câțu în Parlament. Dublarea locațiilor ar majora deficitul cu cel puțin 0,2% din produsul intern brut, care este deja prognozat să fie la 3,6% în acest an. Ministrul a mai spus că se uită la situația privind răspândirea coronavirusului pentru a vedea dacă acest șoc se va transfera și în economie economia României. Comisia Națională de Strategie și Prognoză a menținut la finalul lunii februarie prognoza de creștere economică la 4,1%, estimând că industria va reveni în a doua parte a anului 2020.